40 de muncitori, tone de materiale de construcții și utilaje performante. Pe șantierul de la Liceul Maiorescu se lucrează la foc continuu pentru ca în septembrie totul să fie gata. Dacă greul a trecut, după cum sunt de părere inginerii, urmează un volum mare și de acum înainte pe partea de finisaje. Cum decurg lucrările aici la Colegiul Național Ion Maiorescu? Lucrările decurg conform graficului. Am terminat partea de consolidare a clădirii și de întorcretare. Urmează să intrăm la finisaj. Suntem în grafic. Sperăm la 15 septembrie să fie toată lumea mulțumită pentru că am terminat lucrările. Lucrați intens aici, văd, nu? Se lucrează, nu pot să vă spun, la foc continuu. Trebuie să vă dați stratul de glet, vopsitoriile, bineînțeles, ferestrele, ușile, pardoselile din gresie și parchet și exteriorul. Încă n-am atacat exteriorul, urmează în câteva zile să intrăm pe exterior, să-l îmbrăcăm în schele, să facem fața de la. Marți au mers în control pe șantierul de la Maiorescu și cei de la ADR Sud Muntenia și de la Primăria Giurgiu, municipalitatea accesând fonduri europene pentru acest proiect cu o valoare totală de circa 35 de miliarde de lei vechi. Ați primit astăzi niște vizite, care au fost concluziile? Nu mi s-au spus, dar după cum arată atmosfera, toată lumea a fost mulțumită de stadiul lucrărilor și cum decurg în continuare. Când ați început aici lucrarea? Pe 10 martie. Aveți termen de finalizare? 15 septembrie. În toamnă, administrația locală dorește să dea în folosință întreaga clădire a liceului, urmând ca în lunile ce vor urma să se reamenajeze curtea, să fie refăcut gardul și să fie achiziționat mobilier nou.